Un val de caniculă cuprinde România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la 37 de grade Celsius, spun meteorologii care au emis o informare fără cod. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 34 și 37 de grade și disconfortul termic se va accentua, în special în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În caz de caniculă, există o serie de recomandări emise de specialiști pentru populația generală. Evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18. Dacă dispuneți de sistem de climatizare, reglați instalația astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie utilizate dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Purtați pălării de soare, îmbrăcăminte lejeră din fibre naturale de culori deschise. Consumați zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide. Nu consumați alcool deoarece favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva împotriva căldurii, evitați băuturile cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr, consumați fructe și legume proaspete, doza de iaurt produce aceeași hidratare ca și un pahar cu apă, evitați activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie, aveți grijă de persoanele dependente de un adult, respectiv copii, vârstnici, persoane cu dizabilități, oferindu-le în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită, păstrați contactul permanent cu vecini rude, cunoștințe care sunt în vârstă sau cu dizabilități, interesându-vă de starea lor de sănătate, închideți Ferestrele expuse la soare, trageți jaluzelele sau draperiile, țineți ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuință. Închideți orice aparat electrocasnic de care nu aveți nevoie.